Hello, hello din Istanbul, orașul în care nu mai credeam că o să ajungem, pentru că de vreo 3 zile a venit un val polar peste Iași și cu o zi înaintea zborului nostru au fost anulate cam toate zborurile de pe Iași, așa că am stat cu emoții până în ultima clipă, până când a decolat avionul. Oricum, am avut întârziere de vreo 2 ore jumătate, am stat vreo 5 ore prin aeroport, dar într-un final am decolat și am ajuns în Istanbul. Nu prea am apucat să ne pregătim sufletește, să spun așa, pentru excursia asta, tocmai pentru că nu știam exact dacă o să ajungem sau nu. Și am fost puțin dezamăgiți când am văzut vremea de afară și cu moralul la pământ, dar am ajuns într-un final. Vremea pe acolo nu este extraordinară, nu este valul polar aici în Istanbul, dar e răcorică și plouă și anunță ploaie cam toate zilele, o să stăm vreo 5 zile, cam așa. Ceea ce nu e ideal, vă dați seama, mai ales când trebuie să te plimbi cu orele pe jos prin oraș. Dar asta este, n-avem ce face, bine că suntem aici. Mi-am luat un microfon, sper că se aude, sper că nu vorbesc degeaba. Dar zic eu că este de ajutor, fiind orașul atât de agitat și haotic și gălăgios, am zis că s-ar putea să mă ajute microfonul să mă auziți mai bine. Acum venim de la un Carrefour, am fost să luăm niște apă, Tibi și-a luat niște bere, craft, evident știți că este cu berea craft pe oriunde se duce, și niște ronțăieli și mergem spre cazare ca să lăsăm tot ce am cumpărat. Nu cred că vă arăt cazarea pentru că, ca să spun așa, nu prea este de arătat, da. Ne-am cam luat țeapă, oricum am înțeles că de obicei în Istanbul una vezi, sau de obicei la cazările din Istanbul, una vezi pe site-uri, pe Booking, pe Airbnb și alta vezi în realitate când ajungi la cazare. Și cazarea noastră e cam neîngrijită, cu lucruri învechite, cu praful care este la locul lui de foarte mult timp, că nu l-a mai șters nimeni de acolo, ceva e grasie prin baie, da, nu e cea mai faină cazare în care am stat. Da, da, asta este. Ne-am descurcat, oricum nu o să stăm foarte mult pe la cazare, doar cât dormim. A, și este frig. Este frig, deși sunt calorifere. Azi noapte când am ajuns, că am ajuns pe la 2, ceva de genul ăsta, era căldură. Peste noapte cumva s-a închis căldura și da, ne-a fost cam frig. Asta este, o să-și primească nota meritată și trecem mai departe. Am luat o mică pauză de la filmat pentru că a trebuit să traversăm și aici. Este un sport extrem să traversezi strada. Ce ziceam? De cazare, că nu vă arăt că nu e de recomandat neapărat. În schimb, o să vă arăt priveliștea pe care o avem de pe balcon, că aia e drăguță. Clădirea cumva pe un deal și se vede fain. Priveliștea și cam atât deocamdată. Am ceva emoții pentru că e prima oară când depășesc zona vestică și centrală europeană în materie de excursii și ajung în zona asta la altă orientală. Și orașul, fiind atât de mare, populația Istanbulului este aproape cât populația României, deci vă dați seama ce este aici. Fiind orașul atât de mare și de haotic și de aglomerat, o să fie o nebunie totală, cred că și cu acest vlog. Și eu de obicei nu mă înțeleg bine cu haosul și aglomerația, dar vom vedea ce ieși din vlogul ăsta și din excursia asta. Am ajuns la cazare, așa că hai să vă arăt priveliștea despre care vă spuneam. Cam așa arată. Este o mare de clădiri și asta e o mică parte din Istanbul. Așa aglomerație de clădiri, sincer, n-am mai văzut până acum în alte orașe în care am fost. Stați să dau și un zoom. Se vede fain și noaptea, că v-am zis, noi am ajuns azi noapte și se vede frumos când e totul așa luminat. Acolo, mă rog, e ceva în construcție. Dar cam așa arată. În schimb, am fost treziți la ora 5, pentru că atunci a fost prima chemare la rugăciune. Ne așteptam la asta, că știam unde venim, dar nu ne așteptam să se audă atât de tare. Zici că era în cameră cu noi. Dar asta este. Ia auziți. Cred că este o nouă chemare la rugăciune acum. Asta este. Ne adaptăm, ne obișnim.
ajuns în piața Taksim, unul dintre punctele centrale ale orașului, cu statuia lui Atatürk aici și am intrat și în prima moschee din viața mea, cea din spatele meu, moscheea Taksim, tot așa se cheamă. Și de aici am vrea să mergem spre Dolmabahçe, Palatul Dolmabahçe. Cu siguranță o să pocesc numele, așa că îmi cer iertare dinainte. Să vedem dacă putem intra. E destul de târziu, stați că vă spun în dată cât este ceasul. E 3:30 și nu știu exact până la ce oră au deschis, dar mergem într-acolo, mai vedem și alte lucruri pe parcurs. Am înțeles că este cel mai mare palat din Turcia, așa că sperăm să-l putem vizita, dacă nu, nu știu, venim în altă zi, pentru că e acolo pe listă de bifat. Dar cam aceasta este piața, să fac așa un tur. Este o zonă pietonală, practic, și de aici, din piață, cred că încolo, este o stradă de shopping. Am înțeles că are 1,4 km, ceva de genul ăsta. Este o stradă imensă, plină de magazine, restaurante și tot ce vrei. S-ar putea să ne ducă pe acolo Maps, așa că o să filmăm. Am mai ajuns la Dolmabahçe pentru că se închide la ora 4 și e 3:30, așa că nu mai vreau să mergem până acolo, mai ales că drumul era de vreo 20 de minute, așa că o să venim în altă zi. Și am pornit spre marea de oameni de pe Istiklal, strada Istiklal. Cred că mai devreme am zis totuși cu totul altceva, dar nu contează. Istiklal sau Istiklal, ceva de genul acesta. E plin de magazine, restaurante, cafenele, tot ce vrei și ce nu vrei. Și pe aici trec și acele tramvaie vintage, să ne spun așa. Cred că am filmat unul mai devreme. Mi-aș dori să merg și eu cu un tramvai din ăla, vă dați seama, să vedem dacă se leagă. Și e plin de kebabării și aormerii și tot ce vrei și ce nu vrei pe aici. Miroase de la o poștă a kebab. Nu miroase rău, sincer să vă spun, doar că noi tocmai am mâncat, așa că lăsăm mai pe seară kebabul și mergem pe strada asta, vedem unde ajungem și ce mai vedem pe parcurs. Tipii s-au dus să schimbe niște bani ca să mai avem cash, că în mare parte cred că se poate plăti cu cardul, dar mai sunt și locuri pentru street food, de exemplu, unde e posibil să nu se poată plăti cu cardul și atunci să avem și niște cash. Uite cum stă mâța asta în față la Yves Rocher. Vrei o cremă? Vrei o cremă? E plin de pisici în Istanbul. Știam de acasă treaba asta, dar nu așteptam să fie chiar atât de multe. Peste tot găsești o pisică. Mare nebunie pe strada asta. Vedeți că e plin de magazine, în primul rând, parfumuri, tot ce vreți. Și o grămadă de tarabe de genul acesta cu castane și porumb. Înghețate din aia cu tot cu show, vine cu show la pachet. Cred că ați mai văzut voi poate filmulețe în care se face că dă înghețata, dar nu ți-o dă și se joacă așa cu tine puțin până primești în sfârșit ce ai cumpărat. Ia, uitați tramvaiul. Ce faină-i! Vreau! A, ne urcăm așa, clandestină. Simpatic vântul în față. Și nu știu cât vă dați seama, dar e imensă strada asta. Noroc că n-am chef și timp de shopping. Bucuria lui Tibi, de altfel. Stați că mai vine un tramvai. Hello! Dar dacă vrei să spargi niște bani, pam, pam, aici e locul. Perfect! Mă rog, mai e și bazarul, o să ajungem și acolo. Dar aici ai toate firmele care trebuie și nu trebuie. Și să vedem unde ajungem, unde este capătul acestei străzi. Vrem să ajungem și pe la Bosfor, să vedem dacă ajungem azi sau nu. Nenea Bosfor, da, Nenea Bosfor. Da, poate facem o ieșire asta tipică, în care facem mai mult cumpărături ca tine. Nu știu dacă s-a auzit că microfonul la mine, dar Tibi a zis că poate face el mai multe cumpărături ca mine. Da, doamna, chiar. Dacă mi-am luat o chestie, înseamnă că am făcut mai mult cumpărături. Da, să vedem și pe asta. Ia, baklava, ia să vedem. Ce e aici? Noi nu suntem fani baklava absolut deloc.
Mie mi se pare mult, mult prea dulce, dar fiind aici, vă dați seama că o să încercăm. Mai ales că arată bine, ce pot să zic. Cel puțin asta, care cred că e cu ciocolată. Mm-hmm. Nice, nice, nice. Este și o biserică catolică pe strada asta, cea pe care încerc eu să o filmez acum prin card. Cam așa arată. Cred că se poate vizita, arată foarte bine pe afară, dar nu o să intrăm. Ne continuăm drumul pe această stradă, al cărei nume iar l-am uitat. V-am mai spus că sunt multe pisici în Istanbul? Una, două, mai este și a treia. Ia uite-o. Ia uite. Bătaie. Măi, ce faceți acolo, măi? Asta la altă n-are niciun stres. Stă acolo, este un câine aici. Și cred că la asta se uită, astea două pe bătaie, maxim. Scandal. Am ajuns la turnul Galata, una dintre principalele atracții ale Istanbulului. Și asta datorită faptului că se poate urca până acolo sus și ai vedere panoramică de 360 de grade asupra orașului. Cred că se vede foarte frumos, însă coada și cred că se continuă așa cumva în jurul turnului și aici au transformat acest tramvai într-un loc de unde poți să-ți cumperi bilete pentru turnul Galata și hai să vedem puțin. Biletul plus turul audio costă 410 lire și biletul simplu 350, scrie jos. O să trec pe ecran exact cât înseamnă asta. Da, ne-am decis că nu o să stăm pentru că cam așa arată coada. Plus că îmi imaginez că scara dinăuntru e foarte strâmtă. De obicei așa este în aceste turnuri. Și trebuie să aștepți, să coboare lumea, să urci tu, e mai complicat. Sigur găsim noi și alte locuri din care putem vedea panorama orașului. Nu pot să-l filmez foarte bine pentru că sunt foarte aproape de el, dar dacă mă îndepărtez puțin, poate reușesc să vă arăt exact ce și cum. De la turnul Galata am mers vreo 15 minute pe jos și am ajuns la podul Galata, care este plin de pescari. Și Tibi a zis că se bagă și el la un pește. Normal, acum dacă ne va urmă. Vedem. Ia uite, e de acord. Oleu! Ce? Era să... Da, era să intre. Baia mică, cum așa. Ups, nasol. Și jos sunt restaurante care presupun că sunt tot pe bază de pește, adică nu sunt pentru noi. Știți că... Eu mea că ia de sus prin peștele și după și aia... Și aruncă, da. Sau l-aruncă direct în covelea. Noi nu suntem cu peștele, așa că o să zicem pas. Pe partea cealaltă este un alt punct, mulțumim, foarte important al Istanbulului. Și acolo, practic, se adună majoritatea atracțiilor turistice. Avem și o rățușcă. Hello, ce faci? Tiavalu. Bun, traversăm podul? Da, ce cât da. Patiha, dar nu era ca și cum trebuia să mergem mâine. Dar tot am luat-o la da, pas. Am luat-o la pas și am ajuns, n-am crezut că o să ajungem până aici astăzi, dar încă ne țin picioarele. La vârsta noastră încă ne țin picioarele. Aș fi că, cum ziceam, mai rătăcim o leacă prin oraș, mai simțim și altele mai astăzi. Da, trebuie să ajungem și în partea asiatică, dar azi cu siguranță nu mergem acolo. Zilele viitoare, da, cred că trebuie să luăm un ferry ceva de acolo. Vedem ce și cum. Că sunt niște feriboturi de-astea gen croazieră, care sunt foarte scumpe. Și sunt feriboturi de-astea transport public, care sunt ceva mai ieftine. Și bineînțeles că mergem cu ăla care cu transportul public. Că n-are rost să dăm bani pe croazieră, pe Bosfor. Dar îmi place foarte mult zona asta. Până acum e preferata mea, aș putea să zic. Noi oricum ne plac zonele astea de la apă, de la da. Mare, râuri, strâmtori, ce-o fi. Și da, priveliștea e foarte, foarte faină. Da, ne-am îndrăgostit de zona asta deja. E absolut superb. Și încolo, cred că este partea asiatică. Doamne, ce fain arată! Ce fain! Opa, m-am și împiedicat în timp ce admiram priveliștea. Am văzut că e deschisă non-stop, se pare, Hagia Sofia, nu știu sigur. Dar presupun că la un moment dat nu mai primesc vizitatori. Mergem între acolo și vedem dacă putem intra sau nu. Ia, ce prind oamenii ăștia aici? Prind ceva? Nu știu, doar la kebab am zis. Doar la kebab? Am
traversat podul și am ajuns în zona veche a orașului, unde stăm noi acolo în Beyoğlu, zona cu Taksim Square. E zona nouă. Aici zona Fatih Sultan Ahmet, unde este și Hagia Sofia, este zona veche. Și deocamdată îmi place mai mult decât zona în care stăm noi. Este mai curată, cumva mai îngrijită, mai renovată, da, clădirile arată mai bine. Haosul e tot la locul lui. Cred că așa e tot orașul, indiferent de zonă. Dar pe partea de curățenie mi se pare mult mai ok. Și mergem spre Hagia Sofia acum, sau Aia Sofia. Dar avem de mers ceva, vreo 20 și ceva de minute. Însă, în continuare, nu sunt sigură că putem intra în moschee la ora asta. Așa, încolo. Asta e că traversatul, v-am zis că e nasol pe aici. Aici sunt. Am venit. Nu contează, e roșu, e verde, lumea trece. E nebunii. Claxonează toată lumea și noi traversăm pe roșu. A, nici măcar nu era trecere. A, bun, așa. Ne-am luat după localnici. Așa. Și mergem în continuare. Mai mergem puțin. Că asta am tot făcut azi. Dar sunt ok, adică nu simt că mă dor picioarele sau ceva. Deocamdată. Vedem până de seară ce se mai întâmplă. Avem vreo 13.000, 14.000 de pași făcuți până acum. Ceea ce mi se pare decent. Chiar decent. Mai ales că jumătate de zi am cam pierdut-o. Pe acasă, pe la cumpărături, adică în Carrefour. Cumpărături de-astea, de apă și altele. Da, aglomerația, v-am zis, e cam aceeași ca în cealaltă zonă. Dar parcă are un alt farmec, să spun așa, zona asta. Nu știu, cred că rezonăm noi mai bine cu ea, ceva de genul ăsta. Am ajuns vrând nevrând într-un parc care se numește Gyulane Park, cred, probabil, nu știu dacă așa se citește. Dar e foarte simpatic, mai ales că noi, v-am zis, venim din Iași, unde era dita mai zăpada. Și aici e totul verde și frumos, cu floricele, arată super bine. Și prin parc am înțeles că putem ajunge spre Aia Sofia, ceea ce vom și face. Am dat de 3 pisici la intrare, așa, pam, pam, pam. Le-am filmat ca să fie totul bine. Nu poți rata nicio pisică, deși la câte sunt, o să iasă un clip de 5 ore doar cu pisici. Încolo, încolo, încolo. Da, încolo. Și e liniște. E liniște și nu e haos și nu e aglomerat, ceea ce e ceva unicat pentru Istanbul. Și miroase iarbă. Miroase iarbă. Miroase fresh. Da. Hai să vedem pe unde ieșim, unde ajungem. Dăm din moschei, nu dăm din moschei. Am stat la o ciocolată caldă ca să mergem și la o toaletă și am dat destul de mult pe ciocolată caldă și pe bere. Cam 10 dolari. Cam multicel, dar presupun că e zona de așa natură. Stați așa că intrăm prin pozele, filmările altora. E și zona de așa natură, fiind aproape de moschee. Și era și restaurantul, pub-ul sau cafeneaua, mă rog, unui hotel. Deci probabil au prețuri ceva mai mari. Am ajuns la Aia Sofia și ne-am așezat la coadă. O coadă foarte, foarte lungă, dar care pare că se mișcă destul de repejor. Vedem. Am cronometrat la ce oră ne-am așezat la coadă. 7 fără 20. Vedem la ce oră intrăm. Stăm, că na, dacă tot am ajuns până aici. Deși cred că trebuie să mai ajungem o dată în zona asta ca să mai punctăm și alte... Ca să mai punctăm și alte puncte, ca să mai punctăm și alte atracții. Din păcate, Blue Mosque, am înțeles că este închis până pe 21 aprilie. Mare ghinion, pentru că azi este 7 aprilie. Dacă ajungeam cu vreo două săptămâni după, puteam intra și în Blue Mosque, așa, na, asta este. Oricum, o să mergem până la ea, să o vedem măcar de afară. Dar așa, ca idee, nu o să putem intra. Este o zonă foarte, foarte mare aici, cu multe atracții. Mai este și Cistern Basilic. Așa îi spune în engleză, nu știu care este traducerea, da, și în română tradus motamo nu sună foarte bine, care este tot pe lângă Aia Sofia, dar era și acolo o coadă foarte, foarte, foarte mare și nu o să mai stăm în seara asta la acea coadă. Și acolo e cu intrare, la Aia Sofia este intrarea gratuită, la această bazilică este cu intrare vreo 20 ceva de euro, parcă era intrarea, nu știu sigur. O să aflăm dacă o să ajungem până acolo să intrăm. Blue Mosque
la fel, era cu intrare gratuită când era deschisă. În general, moscheele cred că sunt cu intrare gratuită, mare parte dintre ele. Și în rest, ce înseamnă muzee, na, trebuie să plătești bilet. Hai că se mișcă, deci chiar se mișcă super repede coada. Bine, am rămas și în cinăuntru. Da, da, dar până acum, adică chiar ne-am mișcat, am făcut pași. Și dacă tot stăm la coadă, să facem și puțină istorie, să vă spun câteva detalii despre Hagia Sofia. Biserica a fost construită între anii 527-565 de către împăratul Justinian. Și inițial a fost catedrală creștină. Asta s-a întâmplat până în 1453, când a fost transformată în moschee. Zic bine? Zic bine. După care, în 1935, regimul lui Ataturk, care este foarte respectat de către turci, pentru că a fost fondatorul Turciei și primul președinte al Republicii, a transformat clădirea în muzeu și a servit drept muzeu până în 2020, dacă nu mă înșel. Da, până în 2020, când a fost transformată din nou în moschee, ceea ce este și ziua de astăzi. Cam asta este istoria pe scurt, dar vă dați seama că în 1500 și ceva de ani cât are clădirea asta, a trecut prin foarte, foarte multe și cred că este cea mai veche clădire în care intrăm vreodată. Adică, cu siguranță, nu cred că mai a fost într-o clădire așa de veche. Nu. Nu țin minte, nu. Mă strânge așa în spate când mă gândesc la ce istorie are și de pe aștept să intrăm. Dar ne mișcăm repede, aproape că ajungem la intrarea în curte, cel puțin, și după aia, cred că trebuie 6 minute? Deșel. Văd că trebuie să trecem de niște puncte de astea de security. Am reușit să intrăm, am trecut super repede și pe la punctul acela de security, pe acolo. Nu, da. Nu pe aici? A, deci putem spune că deja suntem în intrare. Da, mai suntem în curte, zicem, trebuie să intrăm în moschee. Da, 10 minute am stat la coadă. Acum arăta, am zis că o să dureze mult mai mult. Mi-am pus eșarfa, am venit cu eșarfa de acasă, pregătită, știam că în moschei trebuie să-ți acoperi capul ca femeie și o să trebuiască să ne și descălțăm înăuntru. Asta cere cutuma lor, să zic așa, și asta o să facem. Până la urmă și la noi, în biserici, în mănăstiri, îți cere să fii îmbrăcat decent. De multe ori în mănăstiri, la fel, îți cere să ai batic ceva pe cap. Așa că ne conformăm, nu e nicio problemă. Și îmi aveam să punctez treaba asta, că dacă nu ai pe șarfă, batic, etc., mi se pare că poți închiria sau cumpăra de la ei. Îți dau înainte să intri în moschee. Ne-am descălțat și au niște dulăpioare speciale pentru papuci și cam așa arată doar intrarea. Nu vreau să-mi imaginez cum e mai încolo. Da, pot să vă spun că deja am rămas fără cuvinte. Când am intrat, e impresionant, nu știu ce să zic, te strânge în spate când vezi atâta istorie în fața ta. În primul rând, nu mă așteptam să fie atât de mare, în al doilea rând, încă se mai văd urmele creștine pe aici, pe acolo. Mi-e foarte greu să o cuprind în filmare. Sıkılmak isteyen hanımefendiler ise camimizin sol tarafında bulunan hanımlar bölümüne geçmesi önemli icabında. Ce mi se pare interesant și de apreciat este faptul că musulmanii au respectat
cultura și religia creștină și n-au șters cu totul picturile originale. Încă se mai văd urme, cum este și aici. Vedeți că este o pictură cu Iisus Hristos și Fecioara Maria. Și au mai fost câteva detalii creștine pe care le-am observat. Este și o cruce acolo, dacă vedeți voi. Adică mi se pare un semn de mare, mare respect faptul că nu au șters totul și că au mai lăsat câteva elemente originale. Acum suntem spre ieșire deja. Am stat, cred că, vreo 20-30 de minute înăuntru, pentru că la un moment dat a venit cineva și a spus că ar trebui să ieșim, că începe rugăciunea. Deși lumea a mai rămas înăuntru, în special femeile. Am înțeles că trebuiau să iasă, dar văd că au mai rămas. Da. Noi am mai stat cât am putut, am tras de timp, dar am ieșit și noi până la urmă și vreau să spun că, efectiv, mi s-au umezit ochii când am intrat și pe parcurs anumite puncte. E ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte, să te afli într-o clădire, să spunem în continuare, atât de veche, cu atâta istorie în spate, trecută prin tot felul de războaie, regimuri, intemperii și tot ce s-a petrecut în acești 1000 și de ani, 1500 de ani. Și tu să fii aici, ea să fie în continuare în picioare și tu să ai norocul să fii încă contemporan cu ea. Să ai norocul să poți să o vezi cu ochii tăi după atâția ani. V-am zis, nu-mi găsesc cuvintele să vă explic ce sentimente am avut și te simți atât de mic când intri în moscheea asta, cel mai mic om de pe pământ. Te simți când știi cât a rezistat moscheea asta și probabil cât va mai rezista mult timp după ce tu nu vei mai fi. Da, poate sună așa prăpăstios cumva, dar ăsta este adevărul. Suntem mici și tocmai pentru asta trebuie să apreciem ce avem și să mulțumim în fiecare zi Universului sau cui vreți voi pentru ceea ce suntem și ceea ce avem. Da, hai că dau din nou lacrimile. Cred că este încă o chemare la rugăciune, ce ne ziceau mai devreme omuleții, că de asta ne-au și dat afară. Și să ieșim, nu știu dacă mai prindem Blumoscu pe zi, e cam la apus. Hai să vedem. Am ajuns și la Blumosc, dar din păcate este închisă, după cum spune și acolo, pentru că este în renovare. Am tras niște cadre așa de afară, măcar cu asta să rămân. E mare păcat că e închisă, dar oricum am înțeles și atunci când era încă deschisă publicului, adică până acum câteva luni, tot nu puteai să vezi mare lucru pentru că era acoperită de schele în interior. Asta este. Pentru asta trebuie să mai venim o dată în Istanbul, când o să fie deschisă, ca să vedem în adevărată ei splendoare. Măcar avem aici niște informații și ni se spune că moscheea în interior este, sau pereții interior sunt acoperiți cu faianță albastră și turcoaz, de acolo vine și numele de Blue Mosque, și că sunt 260 de ferestre care permit luminii să intre în moschee și probabil și acele bucăți de faianță prind o culoare mult mai vibrantă, mă gândesc, nu știu, că dacă aș fi intrat aș fi știut. Probabil cel albastru devine și mai intens datorită luminii. Da, cam asta a fost și cu Blumosc. Foarte frumoasă. Ți-a plăcut? Da, mișto, nu? Mergem mai departe.
Thank you.